Bună seara tuturor, sunt Arotăla cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță. Etalarea pentru martie 2021, cu o mică întârziere, dar sper să merite întârzierea și să primiți mesaje frumoase. Dragii mei, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță, în timp ce am amestecat casetul de cărți principal, am văzut turnul Tower, tot zic Tower. Turnul la ambele seturi de cărți, niște evenimente neașteptate, clar, vor fi pentru mulți dintre voi. Însă, pentru unii dintre voi aveți Împărăteasa, au vrut să se arată cele două cărți, Împărăteasa și Eremitul. Ce e interesant este că etalarea este pe luna martie, da, 3, și avem luna martie și luna septembrie, opoziția Marte-Pești. Marte, pești. Pentru unii, probabil că vă căutați, unii dintre voi, vă căutați în întuneric. De cât timp variază, pe lângă faptul că vă căutați lumină, vă căutați și perechea care vă aduce sau vă amplifică lumina într-un fel sau altul, perechea divină. Că asta înseamnă femeia divină împărăteasa, femeia divină și împăratul bărbatul divin. Unii dintre voi bâșbâiți în întuneric după perechea voastră divină. Evident că împărăteasa vă poate reprezenta și pe voi, dar eu cred că ține mai mult de axa pești fecioară. Știm bine că a fost lună plină în fecioară. Trebuie să vă eliberați de un întuneric, să vă eliberați de trecut ca să găsiți această cale, lumină, adevăr, înțelepciune, abundență, dragoste. Și perechea divină, și să o manifestați după ce vă eliberați sau începeți măcar, că am zis că eliberările se fac mult timp, după ce începeți eliberările despre care am vorbit la luna plină, din fecioară, vă pregătiți pentru manifestările, intențiile pe care le puneți la luna nouă în pești. Ce ar mai fi de zis? Ca să puteți găsi acest personaj, în, care vă, în cazul în care vă doriți acest personaj bărbat-femeie, nu contează, trebuie să triplați efortul pe care îl depuneți în această căutare, în această vindecare, în această creștere spirituală a unora dintre voi. Poate că vă deranjează că vorbesc despre creștere spirituală, dar n-ai cum să manifest, manifesti perechea ta divină fără așa ceva dacă nu manifesti creștere spirituală, întâlnești altfel de perechi, dar nu perechea divină. Ce e foarte interesant e că la capătul setului de cărți apare puterea, regele de spade puteți să fiți voi, evident. Zece de monede, magicianul, asul de spade și trei de monede și mai multe. Pe de-o parte, am senzația că unii dintre voi observați în tăcere acest personaj eventual, cum crește și cum depune eforturi, evident că nu e pentru toată lumea acest mesaj, dar pe un, pentru unii clar este, observați, da, fără să vorbiți, în tăcere, cum crește și cum se transformă, pentru că este un 8-8 înseamnă transformare, acest personaj, perechea voastră divină care este aici, după cum, parcă chiar seamănă, nu vorbesc de musai de femeie, poate să fie și bărbați, și acest personaj depune eforturi în această transformare. Dacă v-ați întâlnit această pereche divină. În cazul în care nu v-ați întâlnit, tot într-o stare de meditație, de reținere, încercați și voi să vă transformați. Această putere vă poate reprezenta pe voi, pentru că, în această căutare, am zis, unii dintre voi ați început să conștientizați nevoia de a vă transforma viața, transformare 8, da? de a manifesta trecerea de la ego, de la latura 3D, la varianta voastră superioară evoluată și în tăcere încercați să vă transformați, eventual să crește și, și financiar, nu doar spiritual, pentru că știți că dacă vreți să manifestați ceva, un nou început, o nouă relație, o nouă direcție în adevăr și în victorie, da? în care sunteți dispuși să muncești și să colaborați, trebuie să aveți toate cele cinci instrumente, da? nu doar creștere spirituală. Aveți nevoie și de monede și de cupe și de spade și de băte și de spirit. În cazul în care nu sunteți voi în această transformare, îi observați pe ei cum se transformă în tăcere, în. În echilibru, unii dintre voi, sau poate unii dintre voi, poate pentru că evident e talare generală, aveți o relație în spate și vreți totuși să manifestați ceva nou, așa simt. Unii simt că ați dori să manifestați ceva nou. În ce sens? Variază. Vom trăi și vom vedea cum se mai arată cărțile. Dar am spus că am văzut de câteva ori turnul. trăznaivor vor apare energii trăsnite apar în această perioadă. Trăsnite pentru că este trăsnetul care distruge turnul. Construcția pe o fundație nepotrivită. Acel 10 de monede poate să fie o construcție financiară, profesională, familială, pe o fundație nepotrivită. Ia uite, se pare că apare acum 10 de cupe, încercați unii dintre voi să luați o decizie referitoare la un suflet pereche. Fugiți de acest suflet pereche, fugiți, pentru că vi se pare aproape idealiste, uite, 6 de cupe, 7 de cu, nu 6 de, de cupe, să zic, 6 de cupe, 2 de cupe, da? E obsedantă această pereche, Vă aduce o, multe schimbări, o întâlnire karmică, într-adevăr, dar trebuie să luați o decizie referitor la acest suflet pereche sau fugiți de acest ideal, pentru că vi se pare ceva cu care n-ați mai avut de-a face, ceva nepământean pentru unii dintre voi. Hai să vedem balanțele. Soare, Luna, Venus, Ascendent în balanță. După cum știți, fac cruce celtică. Hai să vedem. Balanță. 6 de bute central. 6, tot 6 și 6, interesant. 6 de spade, provocarea. În trecut, 8 de cupe. În trecut, îndepărtat. În trecut, o apropiat. 4, 8 și 4. <gâng> tot multiplu de 2. Interesant, 2 că balanță și sunt 2 tale. Interesantă chestie. În trecut apropiat 4 de spade. Ia uite, am zis Taurul, taurul, taur, -ul, taur, -ul, taur -ul, vreau să zic, turnul. Turnul apare a nu știu câta oară în viitor. Da, niște evenimente neașteptate. Nu știu, a mai apărut undeva la niște etalări. Ori la varianta la alegere a apărut turnul și a mai apărut la niște etalări. Cavalerul de spade, Ia niște vești. Patru de cupe. O să clarific moartea interesant. Exterior, justiția. De ce vă este teamă de karmă? De ce vă doriți zero? Să luați de la zero, nebunul, să riscați. Rămâne de văzut dacă veți îndrăzni să... O, împăratul. Dacă veți îndrăzni să riscați. Vai, ce frumos împăratul! Asul de cupe. Lumea. Și regele de cupe. Hmm, interesant. Regele de cupe. O să și clarific. Dar la capătul setului de cărți aveți uh, cavalerul de monede. Iar magicianul iar interesant, dar același format pe care l-am văzut mai devreme revine. Dorița voastră de a vă transforma viața, de a munci, poate lucrați la două joburi pentru a vă reconstrui, pentru a colabora, eu știu în ce domeniu, ca să creșteți financiar. Aveți nevoie de creștere financiară și asta vă consumă foarte mult. De ce vă consumă? Pentru că voi vreți un început, vreți să manifestați. 2 de 1, ca asul tot un unul nu este, da? Vreți să manifestați ceva nou, vreți să tăiați karma, legăturile karmice, legăturile care vă țin pe loc și știți că, pentru că ați mai ascultat și dacă nu știți, e intuiția voastră sau măcar rațiunea, da? Orice om cu un dram de rațiune știe că nu poate manifesta un început victorios, pentru că asul de spate înseamnă victorie, nu poate manifesta adevăr, claritate, fără o bază solidă, solidă. Nu zic musai să aveți gipane și eu știu ce vile, glumesc evident, gipane, sună mai popular, dar dar chiar și dragostea are nevoie de o manifestare pământeană, nu? Măcar niște întâlniri, ceva acolo, niște cadouțe, un restaurant, bla 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 bla, o muzică, un dans, dacă vă placeți dansați. Da? Și toate, totuși, da? necesită finanțe cât de cât. Și aici este chinul unora, chinul pentru că munciți, se pare că da, vreți să obțineți ceva, o anumită poziție. Și vă consumați foarte mult, poate că v-ați pus în cârcă multe responsabilități și știți că trebuie să mai trageți la, eu știu ce, la ce juguri, dar, dragii mei, dar, iar un sfat vă dau, dacă vreți să aveți spor, nu trebuie să trageți la joc, trebuie să învățați să știți să manifestați, să ascultați etalarea, nu etalarea, prezentarea de la luna plină și următoarea care vă veni la luna nouă, ca să înțelegeți cum să manifestați abundență. Așa, pe scurt și o să vin și cu clarificările. Pe scurt aveți un șase de băte. Central, am zis că vreți victorie, vreți să cuceriți pe cineva. Poate că este și cineva cu marcaj în semn de foc care va atrage atenția. Care va atrage atenția. Dar, repet, acest mesaj este pentru un anumit număr de balanțe, pentru că vor fi clarificări și s-ar putea să se schimbă povestea. Însă, ca să aveți această victorie, iar trebuie să vă detașați șase de spade de un trecut. Da? De un trecut. Ca să aveți această victorie din asul de spade și magicianul, trebuie să. Să renunțați interesant. Eu cred că aici este renunțarea. La această obsesie pentru stabilitate, pentru, pentru bani a unora, chiar da, știți că aveți nevoie. Am zis, sunteți raționali, aveți nevoie, toți avem nevoie de bani, da? Dar, dar nu rămâneți prea mult în zona asta, unii dintre voi. Nu rămâneți pentru că vă consumați energia și, și... lucrurile merg mai, mai greu, pentru că e un cavaler de monede, se dezvoltă încet. Și atunci pierdeți oportunități. Victorile pot să vină pe multe căi. Și atunci, ca să aveți această victorie, trebuie să vă detașați de ceva neplăcut din trecut. Eventual acest 8 de, de cupe, de acest 4 de spade, trebuie să vă detașați și să mergeți cu încredere către zone, zone mai frumoase, către acest azi de cupe. O să ajung și la el. Către vindecare, către stimă față de voi, către dragoste. Iau, dragoste adevărată. În primul rând, a voastră față de voi și va veni și a cuiva, cu tot am văzut perechea divină, da, față de voi. În trecutul îndepărtat aveți 8 de cupe, v-ați îndepărtat de cineva sau cineva s-a îndepărtat de voi din cauza că au fost niște neîmpliniri emoționale. Neîmpliniri emoționale. Și cred că această îndepărtare a voastră, a lor, a necesitat vindecarea și a voastră și a lor de niște decepții, pentru că evident că plecarea cuiva aduce decepții în viața voastră, sau plecarea voastră aduce decepții în viața lor, da, știți că poate să fie și invers, atunci apar trei de spade inevitabil. Inevitabil. Și în ultima vreme. Este, de fapt, Carta Eremitului, varianta minoră, da? Eremitul pe care l-am văzut la început. În ultima vreme, sper că v-ați dat timp să vă ordonați mintea. Probabil că unii dintre voi ați avut multe de înțeles. De înțeles. Însă, interesant cât ați încercat voi să vă ordonați mintea și să vă... Vindecați. Apare această dorință. Ar putea să fie foarte bine a voastră, cavalerul de spade. Apare această dorință de a comunica cu cineva, musai neapărat acum. Rămâne de văzut ce vreți să comunicați. Pentru că și șase de spade și cavalerul reprezintă mișcare, probabil că vă doriți să mergeți, să călătoriți într-un fel sau altul către cineva, care, pe care îi simțiți că vă aduc o satisfacție, nu, nu să ai victorie, evident că poate să fie și victorie, dar e o satisfacție. E un personaj în sufletul vostru care atrage atenția și în primul și în primul rând vă atrage vouă atenția și vă nu știu, așa simt. Așa simt că vreți să vă întâlnesc cu acest personaj, după cum vedeți, da? se, se întâlnesc față în față. Am doi pe cai, e fain. Vorbiți de la egal la egal într-un fel sau altul, deși dacă sunteți voi aici, cavalerii de, de spade, s-ar putea să aveți o comunicare mai prea rațională pentru acești șase de, de băt. șase de bătăi e destul de creativ, e colorat, e, e un pic mai nonșalant. Și aici este provocarea. Vă duceți către acest personaj, iar vă duceți, manifestați această întâlnire. E o întâlnire la un drum. Dorința de a Că e drum de seară, așa se zicea pe vremuri șase de spade. Drum de seară, oricum e lună plină, da? Lăsați-vă, cum v-am zis la prezentarea de la lună plină, eliberați-vă de un trecut ca să puteți manifesta soarele și relații însorite. În viitor apare, probabil că, așa simt, această întâlnire posibil să se manifeste ca un trăsnet. Repet, o să clarific, și în viața voastră și în viața lor. Chiar voi să, voi înși vă, dacă sunteți voi aici, simțiți că vă reprezintă, să hotărâți. Nici nu știți, asta ziceți că nu vă întâlniți peste o oră gata, mă duc și mă întâlnesc și stau de vorbă. Să fie o hotărâre foarte impulsivă. Dar o să clarific ca să scoate mai multe detalii. Sfatul ar fi: 5 de cupe. 5 de cupe, evident că e o carte tristă, a regretelor, a, a doliului chiar, dar nu văd acum doliul deocamdată. Poate că personajul de care v-ați îndepărtat și voi a regretat sau personajul care s-a îndepărtat de voi, de care a trebuit să vă vindecați, să vă... o situație pe care trebuie să o înțelegeți, acest personaj posibil să fi plâns, chiar dacă nu, nu v-a zis, vă zic eu, cineva plânge. Dar ideea este să nu mai plângeți după ce s-a dus, pentru că trecutul rămâne de domeniul trecutului, dar Și aici sunt cupe goale, răsturnate și aici sunt. Nu e musă să fie peșterac scorpion, e o situație emoțională. Sunt personaje care vă emoționează și atunci sfatul este să vă întoarceți către cele două cupe. Către cele două cupe. În primul rând, către cupa voastră, da? Asul de cupe reprezintă vindecarea voastră și în momentul în care voi vă iubiți și vă vindecați, vine și a doua cupă, regele de cupe. Vine și a doua cupă. Vă atrageți perechea divină dacă renunțați, dacă renunțați la aceste prietenii, iubiți, iubite, dacă aveți, ce ar putea să fie, chiar preocupări, poate chiar job. Sunt, cupele pot fi orice, da? Exterior, vă iar văd cineva cu marcaj în scorpion, cineva clar cu marcaj în scorpion, o să clarific. Exact această energie extrem de intensă plutoniană care vă transformă viața. Vă transformă 8 este și aici, da? Un 8 de cupe care iar este pentru mine lună sau pentru că e lună, lună sau Venus în, în scorpion, mai degrabă lună, tind întotdeauna 8 de cupe să-l consider lună în scorpion pentru că opt înseamnă transformare și personajul se transformă și transformă și pe cei din jur prin transformarea sa. Și atunci, acest top de cupe care a fost în trecut, plecarea lor sau a voastră, va transforma pe amândoi, da? Și apare această transformare din exterior care încă vă influențează. Dar să nu uităm că și moartea și turnul, turnul poate reprezenta o energie scorpionească plutoniană, nu, nu plutoniană, mai marțiană mai degrabă, toate aceste trei cărți reprezintă energii foarte impulsive, și greu de anticipat că când se vor manifesta exact. se va întâmpla ceva, este ceva trăsne, ceva greu de controlat. Ce, de ce vă este teamă de, de karmă? Ceva s-a întâmplat în trecut, că nu degeaba aveți aceste cinci uh, cupe. Nu mai plângeți, încercați să manifestați ce se poate manifesta pozitiv. Vă este teamă de karmă. Ați greșit, poate chiar cu prietenii v-ați atras, prieteni, iubiți, iubite, ce ar fi fost, da, prietenii, iubiri. Nu neapărat această relație musai, ceva din trecutul vostru. Și repet, dacă ascultați prezentarea despre lună plină, o să înțelegeți că vă atrageți, ne atragem toți karma, dar veți învăța și cum să vă eliberați de karmă. Poate cineva a fost nedrept cu voi, poate voi ați fost nedrept cu cineva, ca să nu zicem că musai să ai balanțele greșesc, dar toți greșim, din când în când cel puțin, și cei care se trezesc, pentru că turnul înseamnă și trezire interesant, turnul înseamnă și trezire spirituală, pentru unii această trezire spirituală să vă aducă această teamă de karmă pe care v-ați creat-o în ultima vreme. Ce vă doriți? Nebunul. Vreți să o luați de la zero să ieșiți din cercurile în care a stat. Din cercuri. că sunt prietenii, că sunt joburi, că e un cerc vicios. Nu contează. Și ce reușiți să faceți? În primul și în primul rând să preluați controlul, văd al doilea patru, să preluați controlul asupra vieții voastre într-un fel sau altul și pentru că am văzut foarte interesant, pentru că am văzut împărăteasa la început și acum reapare energia divină, masculină, adică perechea divină, eu simt că în momentul în care începe să vă vindecați asul de cupe, începeți o nouă lume, un nou capitol cu... în care manifestați dragostea adevărată. Regele de cupe asta înseamnă pe, pentru mine o dragoste matură, un personaj matur, oameni, perechi, suflete perechi, da? Suflete, sufletele. Perechi, suflete perechi sau flăcăr gemene care se manifestă matur, nu mai aveți parte de imaturități ca la acest 3 de cupe sau 8 de cupe care pot să fie nu știu câte personaje în viața voastră, da? Dar repet, pentru asta trebuie să lăsați în urmă 6 de spade, să lăsați ce a fost trecut rămâne de domeniul trecutului. Hai să și clarificăm pentru unii e posibil să, să, fi fost interesant, da? Foarte interesant, da? Am văzut împăratul și împărăta să mai devreme, vă atrageți, repet, perechea divină, în curând, chiar luna asta, iar variați, luna viitoare, patru, poate în aprilie, da? Că e sfârșit de etalare și ce reușiți să manifestați, sfârșitul de martie spre aprilie, vă atrageți, intrați pe energia voastră divină, cei care lucrați pentru transformarea voastră și vă atrageți și perechea. Ce vreau să vă arăt? Posibil, pentru că lumea înseamnă distanță, distanță peste hotare, da? Adică nu distanță peste hotare. Iar din cauza oboselii mai, mai exprim și eu greșit. Nu e distanță scurtă, oraș apropiate. Sunt hotare, țări, mări, eu știu... E o distanță foarte mare între voi doi. Și am vorbit de perechea divină, de împăratul și împărăteasa, așa acum apar două cupe, cele două cupe de aici. Aici vreau să ajung, da? Cele două cupe de aici. Dacă renunțați la aceste prietenii nefaste, ne... neproductive, da? Acestea două le puteți manifesta în viața voastră. Aceste două suflete perechi. Adică voi și cu cine trebuie. Și amândouă sunt energii mature. Amândouă sunt energii mature. Și din cauza că apare această lume între voi, este nevoie într-adevăr să călătoriți către acest personaj. Hai să și clarific la balanță. Ia uite, regina de cupe. Regele și regina de cupe. Ce frumos. Perechea divină. Iar, perechea divină. Deocamdată la care visați. Și lucrurile s-au dezvoltat. Această relație s-a dezvoltat foarte greu sau a stagnat datorită unor chestiuni care țineau niște drumuri, unor drumuri. 3 de bute, 8 de bute, toate reprezintă distanța, da? Poate și niște probleme financiare, poate și un semn de pământ între voi. Variază variază. Hai să clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, 8 de cupe în trecut îndepărtat. 8 de cupe. 8 de cupe. Pentru balanță. Soarele învență, așteptându-mă dumneavoastră în, în, în balanță. 8 de cupe. Ia uite, regele de cupe. Regele de cupe și regele de cupe. De care v-ați separat din cauza unor situații? Poate chiar un drum care a a fost necesar pentru a vă apropia de nouă de cupe, de dragoste față de voi? Ca asta înseamnă nouă de cupe? Regele de cupe. Ori voi, ori ei s-au îndepărtat de povestea în sine. Voi vă știți scenariul, voi vă știți viața. Și totuși urmează întâlnirea. Regele de cupe este un personaj matur din punct de vedere emoțional. Chiar dacă nu arată, nu afișează, eu știu ce emoții, da? Este un personaj, că, personaj care iubește profund. Și probabil că unul dintre voi a trebuit să se maturizeze și din acest motiv a, a fost necesară această îndepărtare pentru ca celălalt, da, îndepărtare, pentru ca celălalt să ajungă la același nivel. Sau poate alte motive au fost. La capătul setului de cărți, interesant, aveți un faeton, o mașinuță. un ideal. Posibil că la vremea respectivă, că e un trecut îndepărtat, poate să fie și un an, și doi, și trei luni, variază îndepărtatul pentru fiecare, da? I-ați considerat un ideal? Ați visat la ei? I-ați considerat personajul vostru de destin pentru că faitonul nu merge către Stea? iar o chestiune legată de mișcare, de mașină, de mașină, că fai tot nu înseamnă mașinuță, da? Determinare de a cuceri, de a avea o victorie șase de băte care revine victoria în sufletul vostru sau a rămas victoria. Dorința de a avea și de a colabora cu ei. Ia uite, aici tot voi sunteți. Probabil că ați fost prea, prea iuți în a manifesta această prea iuți, pentru că unor cavalerul de spade, da, ia uite, zero, nebunul, a riscat prea mult, v-ați manifestat prea, prea impulsiv, nebunul și cavalerul de bute cred că voi în trecut, că aici cavalerul de bute sunteți voi în principiu, da? Sau altcineva, să zicem, voi știți. Unul dintre voi s-a manifestat prea impulsiv în a, a crea această nouă lume ideală pe care a a o a văzut-o alături de acest personaj. Și din cauza asta, impulsivității n-au mers treburile. Hai să clarificăm. 6 de băte. Central. În sufletul nostru. 6 de băte. 6 de băte. Up. tot o pasta. 6 de băte, 8 de monede. Trebuie să munciți. Iar e 8. 8 înseamnă transformare, cum am zis. 8 e casa scorpionului, da? 8 aveți aici, dar în trecutul 8 de cupe, transformare emoțională necesară pentru maturizarea unuia dintre voi. Unuia, nu mai zic al da? Apoi. Central, am zis că unii v-ați preocupat foarte mult de problemele financiare, încercați, poate, vreți să aveți o victorie la locul de muncă și munciți pe rupte, vreți să atrageți atenția, interesant, vreți să atrageți atenția voi prin această reușită și să transformați situația prin, eu știu, prin ce vreți voi să faceți să luați un premiu, să ieșiți pe scenă și să fiți aplaudați, să-i să atrageți, să atrageți într-un fel. Să le arătați, uite cine sunt eu. <laughs> Pentru unii, posibil, la locul de muncă al vostru sau al lor, la locul de muncă, este cineva care va atrage atenția. Iar variază. Iar variază. Ori ei muncesc pe rupte pentru aceste, aceste, victorii și voi vreți și voi să vă manifestați la fel. Repet, variază pentru că e talare colectivă. Ia uite, regina de cu Interesant, regina și regere de cupe. Iar perechea voastră divină, perechea voastră de suflet, pentru că sunt cupe. Nu aș vrea să mă limitez la semne de apă, pești, scorpion sau planete. Că poate să fie semn de pământ cu planete acolo, da? Ideea este că... Pf, Ia uite și marea preoteasă și asul de cupe. Și patru de spade pe care îl regăsim aici. Au fost niște conflicte, au fost niște conflicte, niște durări, dureri, trădări, dorința de control. Am văzut iar împăratul a cuiva de a controla situația, adică de a se manifesta doar în felul în care își dorește persoana, de a fi inflexibil. Personaje care nu sunt flexibile, asta vreau să zic. Repet, mai greșesc și eu, pentru că încerc să. Regele de bâte, Probabil că a fost cineva cu marcaj în semnul focului, semn de foc, nu obligatoriu, dar. Berbec, Leu săgetător sau cumpăratul ar putea să fie și taur și oricine, în fine. Aici o situație mai complicată cu aceste uh, spade și băte. o situație complicată în care s-a dorit controlul, s-a dorit uh, să se impună ceva. Situații de care vreți, ați vrut sau vreți în continuare să vă vindecați, reapare, da, patru de spade și în trecutul apropiat, vreți iar să vă vindecați prin asul de cupe, dar afară de asta aveți o dragoste secret. Deci, vedeți și voi, da? Balanța, justiția, ține în secret o dragoste. Pentru că nu o poate manifesta din cauză că are niște lucruri de vindecat. Până nu se vindecă de niște lucruri, știe, e conștientă, că e rațională, da? O duce capul, suficient să-și dea seama că până nu se vinde, că nu poate manifesta acest, această dragoste. Asul de cupe și regina de cupe. Da? Perechea divină. Pentru că aș citit, ați citit, v-ați documentat și la la la. Ca niște oameni inteligenți. Și munciți în continuare pe toate planurile doritor să vă transformați viața, sufletul, interesant, pentru că e în poziția centrală a inimii, vreți să vă transformați, transformare, da? să vă transformați sufletul și să manifestați victorie. Repet, pentru cei care știți, ați citit despre legile atracției și nu poți să atragi un om victorios dacă nu ești tu victorios. Cât timp ești nevindecat, atragi oameni nevindecați. Și pentru că nu mai vreți oameni nevindecați, pentru că toți vă aduc lacrimi și dezamăgiri mai devreme sau mai târziu, vreți să vă vindecați ca să atrageți oameni vindecați. Maturi. Da? Regele de cupe o energie foarte matură. Tarificăm. Nu uitați de perechea divină. E a treia oară când o văd. Șase de spade. Mm, nu sunt multe. Se dorește oricum cu valetul de cupe o împăcare. Ia uite, domne, ce mai sarcă. Măi, și se vrea să vorbiți multe, multe și despre o dezamăgire. Vreți să vorbiți foarte multe și, în primul rând, despre ce n-ați spus până acum. Cât ați suferit în tăcere, unii dintre voi. Uh, șase de spade, te frumos. Una, nu așa de multe. O să vorbiți când o să vă întâlniți. Deocamdată, hai să vedem încă o carte. Șase... Ia uite, mai dar ce mult au fost niște blocaje. Aha. Uh, Aha, uh, uh, e drăguț. O, oh, dați ce frumos. Șase de, bute, asul de, uh, șase de spade, asul de bute. Vreți să mergeți către un nou chef de viață? Mai ales dacă ați, ați suferit și a stat în meditații și a stat în reculegeri și eu știu ce, poate chiar rugăciune, unii dintre voi, dacă sunteți, o să fiți și creștini printre cei care ascultați, da? Vreți să mergeți către un nou început. Nu mus-ai pasiune, nu musai, ai posibil pentru unii să aibă personajul pe care vrei să-l manifesta să aibă și pasiune. Nu zic să e semn de foc, nu. Pentru că poate să fie orice alt semn. Vreți și pasiune și emoții profunde, da? Și dragoste. Pentru că nu vă interesează doar sexul. De acum încolo nu vă mai interesează doar atât. Vreți, iau-te, șase de băte. Interesant, da? Același personaj. Îl vreți pe acest personaj, clar. Dar ce vreau să zic? Că mă tot învârt în jurul subiectului. Vrei să manifestați o relație creativă, interesantă, optimistă cu acest personaj care vă atrage atenția și de care vă simțiți atrași. Da? Asta nu, n-aș vrea să limitez de acum încolo astfel de bute, nu pot să limitez doar la sex înseamnă mult mai mult. Înseamnă creativitate, înseamnă chef de viață, energie. Vreți să, să simțiți un nou sens al vieții voastre alături de persoana perechea divină. Ia uite ce frumos, șase de bute. Care era aici? Care este aici? Da? Îl vedeți? Șase de bute. Acest personaj, către acest personaj. Dar au fost niște, probabil că au fost niște blocaje la nivel mondial, lockdown, eu știu ce, izolări, da? Este lumea, blocajul și nu s-a putut manifesta această victorie. Poate reuși să călătoriți acum până nu am încep cu pașapoartele alea speciale. Mare grijă. Vedeți și voi ce decizii luați. Să nu depindeți de, eu știu ce, înțepături sau, eu știu ce, alte chestii pentru această manifestare. Știți de pașapoartele alea speciale care se pregătesc, da? În fine. Hai să clarificăm. Aici nu mai clarific. Patru de spade. Clar că v-ați pus în ordine, eu știu, gândurile. Clarificăm uh, cavalerul de spade. Clarificăm. Cavalerul de spade. Uh, 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 regina de băte. Regina de băte. verificăm și turnul. Sunt multe. A? Da, o logică. Ok. Clarifica mea. Cinci de cupe. Cinci de cupe, regina de cupe. Mai, dacă ei au plâns după voi și voi ați plâns după ei, regele și regina de cupe, posibil să fie același personaj. Dar, dacă nu e același personaj din trecut, sfatul este să vă vindecați. Să oferiți din emoțiile voastre celor care vă merită doi de, da, doi de cupe. Și să oferi să nu rețineți, să nu stați într-o energie a regretelor, să oferiți că regina de cupe oferă, dacă ar fi să nu fie un alt personaj. Dar simt că totuși e un personaj, regina de cupe, un personaj care vă este foarte drag, de suflet, de suflet. Cu o energie maternă specială. Ia uite, doi de cupe, mai, doi de cupe, flacăra voastră geamănă care tot așa plânge, mai, mai, tu de patru de băte. La care a voastră Pești trag scorpion. Iar apare scorpionul ăsta. Dar nu obligatoriu. să vedem. Calificam moartea din energia exterioară. Mai. Trebuie să le las. Trebuie să le las. Pe asta, Na, Nu am să nu le las. Iar sunt foarte multe. Dar. M -m 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 -m. Încerc să nu mai dau zodii, dar. Moartea asta poate să reprezintă o situație transformată în viața lor, care va afectează și pe voi. În ce sens? A fost o pasiune, da? Poate chiar un semn de foc sau cineva cu marcaș puternic în semn de foc. Și din cauza acestui. Acestei pasiuni, lucrurile au stagnat într-o altă direcție, într-o altă direcție în care s-ar fi putut manifesta abundență perechea voastră divină, dar împăratul și împărătea s încercat să înțelegeți limbajul. Acest personaj este perechea voastră divină, însă, însă, lucrurile au stagnat și cât timp au stagnat. Emoțiile și dragostea a devenit intoxicantă între voi, într-un fel sau altul. Așa simt. Așa simt. Și tocmai datorită acestei energii intoxicante, pe care unii poate o conștientizați sau nu o conștientizați, situația în sine a trebuit să se transforme. Eventual să nu comunicați o perioadă, că asta înseamnă moartea, să nu comunicați, ca să vă reîntâlniți, pentru că după moarte apare judecata, bine, apar mai multe. Apare renașterea și renașterea este cartea anterioară lumii. Unde vreau să ajung? Dacă ați avut impresia că situația aceasta, sau povestea asta a murit definitiv cu acest personaj? Pentru că nu s-a comunicat, pentru că nu s-a comunicat clar, unul dintre voi a plecat, sau unul dintre voi s-a manifestat prea impulsiv, cum am zis mai devreme, și celălalt a plecat. În fine, sau a intervenit o a treia persoană, sau s-au manifestat jocuri mentale. Sunt multe scenarii, vedeți cum se potrivesc în viața voastră. Ei, din cauza acestor două cărți. povestea cu această pereche divină a stagnat atât de mult încât, repet, emoțiile și dragostea voastră a devenit obositoare și prea Cum să explic că nu nu reușesc. Ca să nu mă repet sau poate mă, o să mă repet, nu mai contează dacă mă repet. Am zis, e deja intoxicant. Este ceva în această energie care vă, vă leagă, deci clar că sunteți legați unul de celălalt, împăratul și împărăteasa, da, perechea voastră divină. Posibil să fie avut altă relație karmică și ei, și dacă sunteți flăcări gemene, să se fie oglindit și în viața voastră alte relații karmice. De-aia am zis că până nu vă vindecați, voi nu puteți să vă atrageți perechea divină și ea vindecată. Personajul acesta a conștientizat la un moment dat că nu poate să aibă creștere, nu poate să-și atragă perechea divină, că sunteți voi, că e altcineva, da? dacă nu se transformă. Și a manifestat transformarea și în momentul în care a manifestat transformarea, începe să se manifeste transformarea și în viața voastră și să vă, să vă întâlniți. Nu știu, cred că e cineva din trecut. Eu așa simt că e cineva din trecut. Diavolul poate să însemne și frica. Frica de a împărtăși emoțiile, frica de a îndrăzni ceva după o situație în care lucrurile au implicat meditație și mai puțină creștere fizică, cât mai multă creștere spirituală. Interesant că este tot semnul peștilor și am văzut mai devreme axa pești-fecioară și simt că a fost nevoie de această transformare ca să vă treziți și unul și celălalt. Și aici vreau să ajung, da? Transformarea acestui personaj va aduce și vă va atrage într-un mod, nu știu, aproape telepatic și trezirea voastră și întâlnirea voastră. Unul dintre voi vreți să comunicați că vă doriți o relație stabilă, că îi vedeți personaje stabile și de valoare, da? E aproape similar, similar regina de băte cu împărăteasa. Îi, vedeți, îi simțiți prețioși pentru voi, da? Și vreți să comunicați acest lucru. Unde era? Nu, le-am încurcat, da? Pentru unii, o, oh, da, interesant, pentru unii nu ați putut manifesta această întâlnire datorită ora unei soții, Orea unei mame. Unul dintre voi aveți o mamă care creează o legătură foarte mare dacă aveți cu planete în, în Taur sau în, în Scorpion. Sunt mame foarte posesive. Fără să vă supărați, ăsta e adevărul. Dacă vă supărați, înseamnă că nu știți astrologie. În fine, deci, pentru unii dintre voi, a, întâlnirea dintre voi a fost îngreunată datorită acestei relații dintre voi și mama voastră pentru unii. da. Pentru alții vreți să comunicați, să le comunicați de un bărbat și o femeie, totuși un cavaler, da, și o, și o regină, să le comunicați că, într-adevăr, ei sunt de valoare pentru voi și în momentul în care manifestați acest adevăr, începe să vă ștergeți karma și să vă atrageți, eu știu, dragostea aceasta. Și acest turn, cum a fost clarificat? Acest turn are legătură cu opt de cupe. După cum vedeți, l-aveți trecut, opt de cupe, da? revine. Acest 8 de cupe este înțelegerea voastră sau ceea ce vreți voi să le comunicați iar lor. Să le comunicați într-adevăr de când v-ați despărțit, voi ați înțeles foarte multe. nou a stat într-adevăr, a stat în multe griji, v-ați făcut multe griji, ați vrut să înțelegeți niște lucruri, da? Și 9 și cu 1, 10, a trebuit să, să puneți capăt prin acest turn, prin această întâlnire, acestui ciclu de suferințe, ca să puteți manifesta un nou început, asul de bute și asul de spade. Victoria asta despre care am zis că vreți să o să, să manifestați de mai mult timp. Și în această perioadă, martie, poate maximul aprilie, vreți o, să o trăiți. Să clarificați situația dintre voi, pentru că au rămas multe lucruri nespuse. Și repet, din cauza acestei lipse de comunicare, a apărut și diavolul, da? Apare. Undeva în spatele abundenței. Nici personajul n-a putut să crească, poate nici voi n-ați putut să creșteți, ați, put, ați muncit mai mult pentru că au rămas lucruri nespuse. Și lucrurile nespuse creează karmă, justiția în poziția fricilor. Da? Și până nu vă eliberați de această karmă, repet, nu puteți manifesta sufletul pereche. Și îl veți manifesta. Ce frumos este că a venit în această. De două ore am văzut împărăteasa, dar ați văzut și voi cu ochii voștri, apare și împăratul. Începe să manifestați control, dar nu control din acela restrictiv, ci o stare de autoritate, de înțelepciune, pentru că asta reprezintă împăratul varianta sa pozitivă. Dorința de a-i proteja, da? de a proteja acest personaj deja transformat acest personaj deja transformat, vreți să-i protejați. Nu, înțelegeți că nu puteți să-i țineți în control, că nu manifestați nimic pozitiv din chestia asta. Voi vezi dragoste adevărată și o să reușiți să aveți dragoste adevărată. Repet, în momentul în care începeți să vă vindecați. Sau poate nu fi chiar în moment, dar în mom la un timp, după ce veți face manifestările respective de, nu manifestările, eliberările de karmă, de trecut, de griji, de ce am mai spus eu în prezentarea la lună plină, veți atrage acest, deci să vedeți. Încă o dată. Regele și Regina de Cupe. A fost mai devreme Regele și Regina de Cupe, dar aveți Regele de Cupe și Asul de Cupe. Da? Trei Ași, dragii mei. Minunat, minunat balanțelor. Împăratul și Împărăteasa perechea divină, bărbatul divin și femeia divină și doi ași. Într-un mod neașteptat. Doi ași. O bucurie. Bucurie, claritate, victorie, dragoste. Și cu împăratul și împărăteasa nu vă faceți, nu vă faceți, ta, nu vă faceți griji că veți avea și spor financiar. Da? Pentru că împreună se potrivește și vor munci cu, nu doar cu, cu, drag, unul pentru celălalt, dar vor fi și ghidați de către divinitate, către sporul pe care îl meritați. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!